Are 20 de ani de experiență în cercetare, iar împreună cu alți colegi a deschis propria firmă de cercetare, Unlock Market Research. Adina Vlad este sociolog și vine în juriu aici la Știu. Suntem cumva o nație de supraviețuitori, ar trebui să fim mândri de asta, că învățăm foarte bine lecții atunci când ajungem la fundul sacului. Deci, da, românii sunt în stare să facă față unei noi crize. Cercetarea înseamnă să-ți pui întrebări legate de motivele pentru care lucrurile se întâmplă într-un fel sau altul și să începi să descoperi care este motivul pentru care se întâmplă anumite lucruri, care este natura problemei.